Apropo de sondaje, a apărut ieri un sondaj de la Inscope Research. Ați văzut L-am un văzut, l-am raport, văzut. de fapt este o analiză cum au evoluat partidele în ultimul an. Am văzut că Partidul Național Liberal a ajuns la 26,6%. Confirmă Deci PNL este pe acest în sondaj? marjă. Deci suntem, PSD a pierdut 5 puncte. Noi suntem puțin peste alegerile parlamentare. USR este în scădere. Și AUR este și el într-o ușoară creștere. Acum, știți cum e cu sondajele astea la 6 luni după alegeri? Nu schimbă foarte mult, mai ales că și anul acesta este un an în care încă nu am terminat cu pandemia, sunt încă tot felul de restricții, avem campania de vaccinare, avem tot felul de alte lucruri care se întâmplă, dar arată că românii, clar că nu și-au pierdut încrederea în Partidul Național Liberal, suntem acolo în continuare, însă așteptările sunt mari și trebuie să livrăm. Că de aceea am vrut să conducem România, nu ca să livrăm. Dar e interesant faptul că am văzut că PNL a început să scadă chiar din noiembrie-decembrie, când în decembrie a fost preluat guvernul de Florin Câțu și s-a menținut pe acest Deci, trend. noi am avut niște sondaje care ne dădeau undeva la 35%, undeva la în toamnă, mai ales după locale. Au fost o serie de evenimente din cauza cărora am pierdut aproximativ 10 puncte. Exact în perioada alegerilor generale a venit valul 3, în sensul că a fost un vârf de infectări și a trebuit să luăm o serie de măsuri care au fost foarte impopulare. Prima măsură a fost aceea cu închiderea școlilor, mai ales pentru părinții tineri care aveau copii până în clasa 4, a fost o chestie foarte dificilă. Și doi, am avut acea decizie luată, care poate că nu a fost cea mai inspirată, cu închiderea piețelor. Niște, probabil, vreo 5 puncte am pierdut Wow. din cauza aceasta. Și după a fost incidentul de la Piatra Neamț și povestea de la Apele Române, scandalul de la Apele Române, care și acolo a pierdut. Deci, patru evenimente care probabil că ar fi putut fi evitate sau parțial evitate, ne-au cauzat o pierdere de aproape 10 puncte, tocmai pentru că lumea a creat așa un antivot. Și 25% suntem tot acolo unde eram. Deci nu, ok, putem să zicem un punct jumate, funcție de metodologie, este marja de eroare. Dacă eram la 30%, putem să spunem că există o creștere consistentă, dar partea bună este că nu scădem în opțiunile electoratului și probabil că pe măsură ce trece pandemia, se deschide economia, oamenii își vor da seama că măsurile pe care le-am luat anul trecut au fost bune pentru societatea noastră și ne ajută astăzi să ne revenim mai repede decât alte țări din Europa. Treaba cu piețele, cine a luat atunci A fost decizia o aceea că decizie luată de tot. către guvern în consultare cu alți actori în statul român. Știți Am bine că văzut la un moment dat că se discuta că inclusiv Raed Arafat ar fi fost cel care nu vreau să ar intru fi acum. impus Deci această deciziile nu puteau fi decizie. luate decât de către guvern. Ni le-am asumat, că au venit într-o parte sau alta, asta e altă dezbatere, dar noi ni le-am asumat. Noi, inițial era discuția de toate piețele, dar după am reușit să introducem un amendament să fie doar piețele închise, ceea ce ar undeva doar la 10-15% din piețe au fost afectate de această decizie. Dar cu toate acestea au fost o chestie simbolică pentru români și da, am avut o scădere în opțiunile electoratului.